Am emoții. Deși sunt trecut de 70 de ani, am emoții, așa cum n-am avut emoții când în 1972, în primul an de studenție, l-am avut ca student pe domnul Traian Băsescu, actual prezent. Și vă mai spun tot așa, sub formă de glumă. În momentul când era primarul general al capitalei, am venit din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România să solicităm un loc pentru cimitirul musulman. Și a coborât domnul primar general, actualul președinte, și a venit spre mine, două profesori, ce m-a luat în brațe, zice, ce faceți aici? Păi, uitați, aveți, ne adresăm dumneavoastră. În sfârșit, după câteva cuvinte schimbate și ne-a invitat sus, vine un ziarist, țin minte și acum, de la România Liberă, și zice, i-ați fost profesorul domnul Băsescu? Zic, da. Zice, cum era ca student? M-am uitat la el, băiete, vrei să mă, prinzi în capcană? Zic, dacă nu era corespunzător, n-ajungea primarul general al capitalei. A doua zi apare un articol în România Liberă, zice, profesorul primarului general al capitalei a dat un răspuns diplomatic la întrebarea pusă de către ziarist. O a doua întâlnire care am avut-o, deja era ministru al transporturilor, eu vă spun de-a lungul istoriei. În Senatul Universității Maritime din Constanța, a venit să se adreseze Senatului. Și fiecare profesor trebuia să se prezinte, că venise ministrul transporturilor, de care depindea și universitatea noastră. Și la un moment dat mă scol eu, zic, stimate domnule ministru, mă numesc Mehmet Faruk, zic, și sunt profesor la această universitate. Nu mai e nevoie să continuați, zice, pentru că nu ne cunoaștem de la Institutul de Marină, care a luat ființă în 1972 și făceați concurență cu studenții de la Institutul de Marină pentru studentele de la Institutul Pedagogic. Și am spus, domnul ministru, zic, îmi creați probleme. Și fiica mea, era tot în Senatul Institutului de Marină. După ce v-am introdus în această atmosferă, ca să pot și eu să trec de emoțiile care le am, am să vă rog să-mi dați voie să adresez câteva cuvinte legate de activitatea lui Dem Narcis. Citeți, vă rog, ochelare. Cidem Narcis Brățlașu este o voce tânără a literaturii în limbile română și tătară. În ultimii ani, în lumea literară constanțeană, s-a afirmat cu o voce autentică, sigură, puternică pentru promovarea frumuseții, poeziei și prozei. Pe scurt, mă voi referi la proza ei cu titlurile Povestiri alese și Povestiri autobiografice. Prin aceste scrieri, autoarea oferă cititorului viziunea sa asupra armoniei dintre trup și suflet prin autocunoaștere și îmbinând armonios într-o unitate binele, adevărul, frumosul și dreptatea. Așa cum însă și Cidem Narcis o spune, citez, izolat în turnul ei de pildeș, ea descrie peisaje, amintiri, întâmplări care au marcat-o pentru tot restul vieții. Fiecare cuvânt,
este încărcat emoțional și transmite un prețios mesaj cititorului. În aceste scrieri citem, redă fapte, trăiri emoționale, dureri nemeritate, încercând să privească înăuntru său. În povestiri autobiografice, printre altele, autoarea spune, deși mă doare sufletul când citesc aceste rânduri, trebuie să le citesc. Destinul nemilos nu a vrut ca eu să mă pot ajuta și fizic. Un handicap neuromotor sever m-a ținut și mă ține într-un fotoliu rulat care adeseori atrage atenția trecătorilor, provocându-mi neliniște, frământare. De ce m-aș ascunde? Îmi provoacă durere și revoltă. Dar așa a vrut bunul Dumnezeu. Închei citatul. Lumea întreagă nu-și poate da seama de ce există în univers atâta durere. Atunci eu mă întreba mereu, de ce, Doamne? De ce m-ai pedepsit? Sunt întrebări care rămân pentru Cidem fără răspuns. Cidem Narcis a scris poezii, proză, articole, pentru că are convingerea, cred eu, că odele, dramele, poeziile, povestirile, scrisul în general și toate operele de artă se nasc dintr-un motiv de ordin metafizic cu care ea este înzestrată. Acest lucru l-a dovedit cu prisoțință prin cele 14 lucrări publicate. Primele lucrări au început să le publice în anii 2000-2002, când eu eram președinte la Uniunea Democrată a Tatarilor Turco-Musulmani și am sprijinit-o fără niciun fel de rezerve la publicarea primelor și lansarea primelor lucrări. Ea scrie pentru eternizarea frumuseții sufletului omenesc și sunt convins că va continua să scrie pentru că este înconjurată de oameni sensibili, așa cum s-a afirmat și mai înainte, cu simțuri alese care au știut, știu și continuă să o ocrotească. Mai mult, știu să fie alături de ea, să o sprijine la nevoie, să o încurajeze. Îi doresc sănătate și doamnei Umiran și domnului Țică Breslașu, cu care suntem colegi de meserie, profesori de matematică. Numai așa, Cidem Narcis poate evolua în continuare fizic și intelectual. Cu această convingere și cu gânduri bune, încheie această intervenție a mea, dorindu-i lui Cidem Narcis sănătate, putere de muncă și de creație. Familiei lui Cidem Narcis îi doresc de asemenea multă sănătate și să fie alături de ea în continuare. Doamna Maria Băsescu, vă doresc multă sănătate și mulțumesc în nume personal și doamnei directoare pentru organizarea acestei foarte frumoase și plăcute întâlniri. Dumneavoastră tuturor, multă sănătate și mulțumiri pentru răbdarea cu care v-ați urmărit. Doamnul profesor, ce v-a determinat să-l traduceți, cred, pentru prima oară pe marele poet român Radu Girș, să traduceți poezii din închisori? Eu provin dintr-o familie de patrioți tătari. În familia mea am avut 8 deținuți politici, 2 doamne. Unul a fost omorât în timpul anchetei în 1948, anul cel mai greu al asupririi comuniste. De asemenea, am crescut în acel elan patriotic, deși a fost frânt, să spunem, tatăl meu preot și intelectual a fost arestat când aveam 11 ani. Dar totuși, în familie, latăra a continuat să ardă și imediat după 20, am început să scriu, până atunci eu n-am scris în tătar. Apoi am făcut parte din membrii care se adună la Pitești, la experimentul Pitești. Și eu sigur că știam și până atunci de la Radu, dar m-a impresionat cel mai mult poezia de Gheorghe Ridică de Ioan și imediat am tradus Ayahlan Gheorghe, Ayahlan Ioan. Și la capătul proșului cu existența, la prima pagină am pus în tătară și în rom. Și sigur apoi a urmat marșul deținuților politici, Nichifor Crainic.
să nu-i pun în această primă a mea antologie. S-ar putea să mai fie și a doua, a treia. Aceasta este, de fapt, a doua ediție. A treia ediție s-ar putea să fie și mai complet, poate vom colabora mai mult.